Avantajele noului serviciu constă în faptul că acum licența poate fi solicitată în orice moment, din orice colț al lumii, gratuit. Vrem ca energia, creativitatea, spiritul de antreprenoriat al oamenilor de afaceri din țara noastră să fie focusat pe creări de afaceri și bunăstare și mai puțin pe interacțiunea cu instituțiile statului. Vrem să nu pierdeți nervi și timp și bani stând în fața ghișeilor autorităților administrației publice. Nu e nevoie ca cel care solicită un anumit serviciu să se încadreze în agenda funcționarului. Că pleacă el la prânz sau întârzie la lucru sau, mă rog, sunt alte motive. Acest serviciu poate fi accesat oricând și, iarăși foarte important, de oriunde. Serviciul funcționează simplu, este nevoie de completarea unei cereri cu anexarea actelor necesare. Timp de 5 zile, Camera de Licențiere examinează dosarul și prin e-mail trimite solicitantului un răspuns. Ulterior, în cazul unui răspuns afirmativ, antreprenorul achită taxa indicată și își ridică licența. Astăzi am aplicat pentru licența în construcții, fiindcă dorim să mai facem un gen de activitate suplimentar la cel care deja îl practicăm. Pentru companii mici și medie, precum este compania noastră, acest e-serviciu sunt foarte important. Pentru că procedurile administrative din Republica Moldova ne consumă foarte mult timp. Zilnic, Camera de Licențiere eliberează 21 de licențe. Pe viitor, Centrul de Guvernare Electronică intenționează să lanseze și serviciile e-Viza, factura fiscală electronică, e-Achiziții și altele. Victoria Colesnic, Vitalie Drăgălin pentru Cotidian.